Conducerea primăriei Roman a decis oprirea operațiunilor de degajare a zăpezii de pe trotuare și de la bordura acestora din motive financiare. Nu se va mai interveni decât dacă vor reveni ninsorile și pentru îndepărtarea poleiului. În momentul de față am extins și am lărgit zonele de circulație pe strada Bogdan Dragoș, pe strada Smirodava. Am degajat zăpada din stațiile de autobuz, dar nici nu putem ridica zăpada din tot orașul, că am aruncat în aer tot bugetul. Am creat condițiile necesare pentru deplasarea pietonilor pe trotuare și pentru deplasarea vehiculor pe căile de circulație. Și va mai continua programul în zilele următoare sau? În această perioadă nu. Deci s-a scăpat. Vom interveni punctual și a fost cazul sâmbătă când am intervenit pentru eliminarea poleiului de pe străzile din municipiul Roman. Edilii nu pot încă preciza valoarea facturii de dezăpezire la 1 februarie pentru că încă nu s-au făcut calculele și deconturile cu operatorul de salubritate care a câștigat licitația de dezăpezire a municipiului. Vă reamintim că perioada de derulare a acestui contract se întinde pe 25 de ani și este încheiat cu societatea Rosal.